Imunitatea este funcția organismului de a ne proteja de agresiunea factorilor externi. Fie că vorbim aici de temperaturi scăzute, de agenți virali, bacterieni, parazitari, ea este cea care sistemul de apărare. Prima barieră și a doua barieră și artileria organismului nostru. Imunitatea este de două tipuri. Cea născută, formată din barierele naturale, de piele, de mucoasa gastrointestinală, de mucoasa respiratorie, cu câteva celule speciale aici, pe care le are toată lumea, și imunitatea adaptativă, care apare atunci când chiar întâlnim un factor agresor. Da? Avem limfocitele T și limfocitele B. Limfocitele B produc anticorpii, de care vorbim și pe care îi dorim în această perioadă să-i facem după ce am avut o infecție cu SARS-CoV-2. În cazul pacienților cu boli autoimune, stimularea imunității poate să plece de la o infecție virală sau bacteriană cu anumiți germeni digestivi, genitali, urinari și de acolo prin mecanisme de mimetism molecular, adică corpul formează anticorpii pentru ceva care seamănă cu germenele respectiv, însă anticorpii sunt îndreptați asupra propriilor celule. Asta se întâmplă în bolile autoimune sistemice, precum lupusul eritematos sistemic, în miozite, în boala mixtă de țesut conjunctiv, artrita reumatoidă. În acest caz, stimularea imunității nu e tocmai de dorit, iar într-adevăr, dacă asociem un tratament, o corticoterapie de lungă durată, ei au nevoie de o protecție, însă în dozele recomandate de medic, care nu ar trebui depășite pe o perioadă care e recomandată de medic. Știu eu, un gram de vitamina C, 10 zile pe lună, în sezonul rece. Vorbesc de vitamina C, fiindcă aceasta are studii dovedite că în doze mari, vorbesc de un gram sau un pic mai mult de un gram zilnic, pe perioade lungi, poate duce la litiază renală. Suplimentele de vitamina D se dau pacienților cu deficit de vitamina D, pacienților care au boli autoimune în doză recomandată de Organizația Mondială a Sănătății de 600-800 de miligrame. Într-adevăr, noi în România nu avem tablete de 800 de miligrame, ci doar de 1000 și diferența de 800-1000 nu a arătat că ar face rău, însă doze mai mari se dau numai la recomandarea medicală, după examinări ample. În ceea ce privește ghidurile actuale de tratament în infecția cu noul coronavirus, să știți că nu există o indicație în ceea ce privește tratamentul cu vitamine. Circulă online tot felul de formule cu vitamina D în doze mari, cu zinc, cu vitamina C. Însă, în mod real, ghidurile nu indică decât simptomatice în formele ușoare, mă refer în cazul de față la infecția cu coronavirus, și după aceea în formele care capătă severitate, insuficiență respiratorie și evoluție spre stare critică cu insuficiență multiplă de organ, indicația nu este decât de dexametazonă, deci corticoterapie, antiviral remdesivir și anticoagulare profilactică. Deci, practic, știm cu toții că există, circulă tot felul de date vis-a-vis de doze mari de vitamina D, 4000 pe zi, zinc, care să ajungă până la 220 de miligrame în infecție, deci nu profilactic, vitamina C, 1 gram.
Există tot felul de studii pe un număr redus de bolnavi care indică oarecare eficiență, dar nu s-a făcut o centralizare, o meta-analiză a acestor studii care să ducă la o concluzie finală că sunt eficiente aceste vitamine, aceste suplimente alimentare și că trebuie obligatoriu introduse în ghidul de tratament sau de profilaxie a infecției. Nu e niciodată o idee bună să ne automedicăm atunci când avem o suferință, fie ea și de anxietate. Suntem liberi să cumpărăm suplimente, ele nu necesită prescripții speciale, s-ar putea să constatăm că nu ne ajută foarte mult, ceea ce nu este motiv de disperare, nici motiv să credem că este foarte grav ce se întâmplă cu noi, pur și simplu suplimentele s-au dovedit a eșua adesea când suferința este una cât se poate de autentică. Dincolo de suplimente, trebuie să evităm să luăm medicamente de la vecini, de la rude. Tratamentele noastre medicamentoase trebuie personalizate. Nu se pot prescrie decât în urma unei discuții amănunțite cu pacienții noștri. Ce îi face bine unui om poate să-i facă rău altui om. Unele medicamente pot da obișnuință și dependență, altele însă nu dau deloc obișnuință și dependență și e bine de discutat asta cu medicul. Nu trebuie nici să ne speriem cu orice preț de tratamente. Când e nevoie, ele îți pot reda libertatea care ți-a fost răpită de anxietate. Dar să facem asta de capul nostru nu e o idee bună. Suplimentele merită încercate. Dacă au eșuat, nu e nicio tragedie. Cerem sfatul unui om care a mai manipulat doftoriile astea și știe ce are de făcut.